Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a publicat imagini cu lucrările de la lotul 1 al viitoarei autostrăzi ce leagă Piteștiul de Sibiu. Doi ingineri, Bogdan Alexandru și Crista Robert, au prezentat detaliile tehnice ale proiectului la care lucrează în prezent, subliniind progresul fizic stabilit și intenția de a termina lucrarea în timpul prevăzut contractual. Filmarea în acest moment se face în axul 50 al modului. Aceasta este una din axele principale. Este una din axele care va susține execuția în consolă echilibrată a podului. Și de pe acest punct se va pleca în același mod cum se vede în spate cu acest sistem de cărucioare și se va betona tot podul din secțiuni de 4 sau 5 metri, înaintându-se simetric de pe fiecare cap de pilă. Uh-huh. În axul 40, care este în spate, pe partea dreaptă, pe calea spre Pitești, practic, capul de pilă este finalizat și de astăzi s-a început montarea structurii metalice care va susține acest cărucior de betonare. Se va înainta simetric, vor fi de fapt practic două cărucioare, fiecare va betona câte o parte a podului pentru a nu se intra într-un debalans al podului. Și după fiecare betonare, tronsoanele în sine vor fi tensionate ca să țină tot podul la un loc, să formeze suprastructura. Ritmul de betonare în această tehnologie și care vrem să-l atingem este în general de un tronson betonat la fiecare 7 zile și se menține săptămânal acest stânga-dreapta pilei. Deci practic două tronsoane, în aceea zi se vor betona și stânga-dreapta și sperăm în aceea zi a săptămânii timp de 12 săptămâni, cam atât durează fiecare tronson. Practic această operațiune care începe prima dată acolo se va repeta de 6 ori pe acest pod. Potrivit proiectului, pe lotul 1 al autostrăzii Pitești-Sibiu vor fi peste 50 de structuri definite ca poduri sau treceri pentru animale. Există 27 de structuri pe acest tronson de autostradă definite ca poduri, adică cu o deschidere mai mare de 5 metri și încă 24 de structuri mai mici din prefabricate pentru trecerea animalelor și permeabilitatea în transversal autostrăzii pentru tot ce înseamnă animale și cei din zonă, așa numitele ecoducte. Cele mai importante structuri din cele 27 sunt acest pod. Mai este un pod de lungime de 400 de metri aproximativ la kilometru 10 și mai sunt încă două structuri mai mici la kilometru 3 și la kilometru 6, de câte 7 și 8 deschideri. În rest, foarte multe structuri casetate care cu deschideri de 6 sau 12 metri care deservesc drumurile locale și alte nevoi de trecere dintr-o parte în alta autostrăzii. În acest moment la autostradă se lucrează cu aproximativ 100 de oameni, dar inginerii nu exclud posibilitatea de a suplimenta numărul acestora și chiar de a introduce un schimb de noapte. În momentul de față avem în jur de 100 de oameni, forță de muncă în șantier, incluzând utilaje și operatori de pe utilaje. Este suficient în momentul de față. Când o să fie nevoie, o să suplimentăm. Ne gândim chiar la un schimb de noapte. Deoarece chiar ne dorim și sigur o să reușim să fim în timp cu această lucrare. Avem sprijin din toate părțile și facem tot posibilul să ne încadrăm în timp. Potrivit prevederilor contractului, pentru lotul 1 al autostrăzii Pitești-Sibiu a fost stabilită o perioadă de 12 luni pentru proiectare, 36 de luni perioadă de execuție a lucrărilor și 120 de luni perioadă de garanție. Autostrada va avea o lungime totală de 123 de kilometri și va fi împărțită în 5 loturi: Sibiu-Boița, Boița-Cornetu, Cornetu-Tigveni, Tigveni-Curtea de Argeș și Curtea de Argeș-Pitești. Va avea 8 noduri rutiere și 9 tuneluri.